Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Lansare de carte la Onești. Lansare de carte la Onești. Simpozion personalități istorice pe plaiuri mănăstirene. Seară grecească la Onești. Joi 22 iunie de la ora 15 a avut loc lansarea romanului Semnătura Indiană a scriitorului Radu Sergiu Ruba. Lansarea a avut loc la filiala Cosânzeana a Bibliotecii Municipale Radu Rosetti din Onești. Prezentarea romanului a fost susținută de profesor dr. Emilia Boghiu și profesor Luminița Tărlungeanu. Evenimentul a fost organizat de Direcția de Cultură a Primăriei Onești, Biblioteca Radu Rosetti și Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Bacău. Mulțumesc pentru invitație, este o mare onoare să fiu astăzi aici în prezența atâtor oameni, atât de mulți oameni minunați. Mulțumesc domnului Radu pentru că a făcut posibilă această întâlnire. Spunea doamna despre mine că fac lucruri deosebite, nu fac doar datoria. Nu este o virtute, ci este o obligație să susținem astfel de evenimente. Încă o dată vă mulțumesc și succes în ceea ce faceți, faceți lucruri minunate. Nu pot să zic că îmi pare rău acum că nu vă găzduim acest eveniment la Sala Mare din centrul orașului, pentru că în această perioadă Biblioteca Radu Rosetti se află într-un proiect de reabilitare și modernizare care se va întinde până la finele acestui an. După care, cu emoții și bucurie, vom prelua iar friele culturale într-un nou spațiu mai modern și mai dotat. Așa că, domnule Ruba, vă lansez invitația ca și anul viitor să veniți la Onești, unde o să vă găzduim într-o sală mult mai frumoasă și mult mai interesantă. Felicitări pentru volumele dumneavoastră și felicitări doamnei Tărlungeanu și colegilor de la Asociația Nevăzătorilor din județul Bacău pentru numeroasele proiecte sociale, culturale, educaționale pe care le faceți de atâția ani. Iar Biblioteca Radu Rosetti este un partener de nădejde al acestei asociații, nu este primul proiect pe care îl desfășurăm împreună. Vă felicit și vă mai aștept la bibliotecă. După cum vedeți, o carte mare. Ce bine că are două înțelesuri cuvântul acesta. Dar pentru că eu am avut-o doar în format electronic, am să folosesc tot instrumente electronice ca să vă dau câteva referințe mai exacte. Profesoara de mine a avut tendința să încerce a o încadra. E jurnal, e reportaj, e vorba de memorii, e roman. Dar după furtuna postmodernismului, cine își mai bate capul să găsească stricte clasificări. Eu zic așa, e o carte pe care cititorul o asimilează după propria lui persoană, pentru că știți foarte bine, toate cărțile depind de cititor. Și eu aici sunt în calitate de cititoare. Am pornit prin a avea surpriza că pătrund într-o lume pe care n-am avut ocazia să o cunosc vreodată, sau mă rog foarte puțin, cu elemente care țin și de copilăria mea, de tinerețea mea, din perioada comunistă, în care noi ne-am format, care școala ne-a format pe noi, într-o anumită măsură și în același timp într-o lume a ideilor, a unor idei interesante și frumoase. Că până la urmă de ce citim? Citim pentru că lectura ne dă șansa de a ne anexa încă o viață. Avem senzația așa că am mai trăit și în felul acesta. Vrei, nu vrei, te proiectezi în lumea virtuală a cărții, devii mai mult sau mai puțin personaj acolo și atunci încerci să ți-o asimilezi în felul acesta și iată, ne îmbogățim. Existența noastră devine extrem de complexă în felul acesta și eu am încercat să-mi asimilez această lume a celor care nu văd într-o societate
populată de o grămadă de oameni care văd și mai puțin. Pentru că această carte, aș zice, are niște chei interpretative interesante. Eu am luat-o de un loc încolo ca roman și consider că autorul m-a încurajat să o judec așa. Ca roman în sensul că mi-a plăcut să cred că e o lume ficțională pe care să o pot asimila. În sensul acela în care am zis, fiindcă, ia uite, ziceam, autorul mă încurajează că la un moment dat, discutând, alunecă așa, jucăuși, cum sunt aproape toate frazele, spre o idee că se trezește la realitate, dintr-un leșin, și urmează o propoziție care mie mi se pare o cheie interpretativă, dar ce să fac eu cu realitatea? Păi da, ce să fac eu cu realitatea dacă realitatea nu e neapărat a mea și dacă o lume ficțională poate să-mi dea bucurie și poate să-mi dea și chei de interpretare ale unor gânduri care, dacă nu sunt ale mele, ele pot deveni. A căzut cortina peste cea de-a doua ediție evenimentului Zilele Comunei Mănăstirea Cașin. Și anul acesta startul a fost dat de simpozionul istoric Personalități istorice pe plauri mănăstirene. Au răspuns prezent la eveniment sub prefecții județului Bacău Narcis Jitaru și Gabriel Lupu, președintele PNL Onești Elena Pașcua Păvăloaie, general de flotilă aeriană, conferențiar universitar dr. Vasile Florea, preoții din parohia Mănăstirea Cașin, dar și mulți alții. Așteptate de noi mănăstirenii. Suntem la a doua ediție anul acesta și dacă anul trecut probabil că am mai greșit pe aici pe acolo, ne cerem iertare dacă am supărat pe cineva sau nu, dar credem că de la an la altul ne putem în așa fel perfecționa cât să ajungem la niște evenimente de care să ne mândrim cu toți. Astăzi avem ca temă personalități istorice pe plaiuri mănăstirene. Dragi mănăstireni, sunt emoționat astăzi să vă văd aici. Și sunt foarte fericită că am reușit să ajungem astăzi în 2023 și pot să spun cu mândrie că multe din obiectivele pe care eu ca primar le-am avut sunt aproape toate îndeplinite. În faze incipiente sau în faze chiar avansate. Aș vrea să pot să spun că puteți, că eu pot în 2024 să vin în poarta dumneavoastră și să spun cu mâna pe suflet că suntem mândri de ce am realizat în 2024. Ideea e că astăzi noi trebuie să ne sărbătorim trecutul. Trecutul care este destul de glorios pe plaiurile mănăstirene. Este o zi deosebită pentru Mănăstirea Cașin, pentru că sărbătoarea unei comunități e ca sărbătoarea unei familii. Când se adună cu mic cu mare, pregătesc bunătăți, aduc cel mai bun vin, cea mai bună țuică și la urmă se stă și se petrece. Și bineînțeles, când petreci, când stai de vorbă unul cu altul, ți-aduce aminte și de cele noi și de cele vechi. Astăzi vorbim, din câte am înțeles, dar la doamna primar și știm programul, vorbim și despre ce este vechi, ce este și prezent, dar vorbim și despre viitor. Iată că programul pregătit de dânsa și de echipa primăriei pe care o conduce cu atâta mândrie și cu un real folos pentru dumneavoastră, la a doua ediție, după câte spuneam, cu mari emoții, urmează să ne pregătească mari surprize. Când vorbim despre trecut, nu pot decât să-mi amintesc din atâtea sărbători de comune, de orașe la care am participat, toți primarii, toate autoritățile locale, alături de preoții satului sau ale orașelor, încearcă să vorbească despre ce e mai sfânt într-o comună. Și sfinții sunt printre noi. Sunt oameni. Cu bune, cu mai puțin bune, cu sănătate, cu mai puțină sănătate.
Și văzând puțin chipurile oamenilor care au venit astăzi la eveniment, ne dăm seama că Sfințenia nu are nici vârstă. Și o să vedem de ce puțin mai târziu. Simpozionul pregătit de doamna primar astăzi va scoate în evidență faptul că fiecare dintre noi avem o personalitate aparte și ne-am lăsat amprenta acolo unde locuim. Și astăzi vorbim despre Mănăstirea Cașa. Și sunt și eu curios să aflu ce personalități sunt în această frumoasă comună și, mai bine zis, să aflăm ce au făcut pentru frumoasa comună. Și cu siguranță au făcut foarte multe. Au construit această comună, au dat oameni importanți, nu numai pentru ea, ci și pentru tot județul, poate pentru întreaga țară. Și ca să-i treacă emoțiile doamnei primar, vreau să-i spun un singur lucru. Și trebuie să scoatem în evidență. În județul Bacău sunt trei primari femei. Din trei primari femei, avem și pe doamna primar. Atât cât cunosc primarii din județul Bacău și îi cunosc aproape pe toți, indiferent de culoare politică, trebuie să vă spun că cel mai curajos primar, cel mai mândru primar de comunitate, este doamna primar Ena. De acest lucru, văzând emoțiile sale. Nu este falsă. Își dorește ca acest eveniment și tot ceea ce se întâmplă în Mănăstirea Cașii să fie autentic, să fie pentru dumneavoastră. Așa că să mai aplaudăm o dată, să-i treacă emoțiile. În semn de respect și recunoștință, Consiliul Local al Mănăstirii Cașin a acordat titlul de cetățean de onoare lui Ioniță Neculai, singurul veteran de război în viață, la venerabila vârstă de 97 de ani, dar și părintelui protopop, preot Ioan Bârgăoanu, preot paroh la parohia Bunavestire, în semn de recunoaștere a meritelor pentru realizările deosebite, făcând cunoscut numele comunei Mănăstirea Cașin atât în țară cât și în străinătate. Părinte protopop, vă rugăm să ne dați binecuvântarea acestei zile frumoase pentru noi, mănăstireni. Spunem și noi în amur de seară, bună dimineața. De ce? Pentru că este o bună dimineață pentru zilele comunei atât de frumoase, Mănăstirea Cașii. O comună unicat, un suflet cu totul aparte și pentru că am început așa ex-abrupto, aș vrea să salut oficialitățile, domnule prefect, domnule subprefect, mă iertați, domnilor subprefecți, doamna Elena, iubiți credincioși, cetățeni și mai ales domnule prieten și consilier al bisericii noastre, Pitru fost, dar în sufletul nostru reprezentați o mare valoare, este vorba despre dumneavoastră, Nea Neculai Ioniță, un om cu adevărat al lui Dumnezeu și ziua de astăzi este atât de plină de semnificații încât văzând așa o sonorizare bună, nu știi cum să ascunzi emoțiile, le-am văzut și la doamna primar și vă felicit pentru această sonorizare. Salutăm ucenicii părinți, pe dumneavoastră, pe toți cei care ne văd, cei care fac parte din mass media comunei noastre. Și bineînțeles, credem că este o reușită faptul că Mănăstirea Cașin organizează aceste frumoase zile ale comunei. Am primit de la un prieten, este și academician, eu mă ocup cu această pildă de seară bună, cred că acesta va fi cuvântul din seara aceasta, este foarte scurt și după aceea voi adăuga ceva pentru eroul colectiv despre care, cu siguranță, știm că nu putem să nu avem în vedere că sufletul nostru îi aparține. Acest erou colectiv al Mănăstirii Cașe, cred că tot ceea ce reprezintă stare de fapt, adică fiii, nepoții și toți cei care sunt în viață, avem eroul necunoscut, centenarul eroului necunoscut în anul 2023. Știm foarte bine că din cei care au fost aleși un copil orfan, de tată alegea un erou necunoscut și a spus acesta este tatăl meu. S-a întâmplat pe 6 august
atunci când se ridica mauzoleul din Mărășești și a fost dus la București. Acolo el a spus că acela este tatăl lui, un copil care nu mai avea tată. Și atât anul 2023 împlinește un centenar în care, iată, și noi avem un singur veteran de război, cum spunea foarte frumos Părintele Damilui odată, să nu mai avem niciunul, dar iată că avem un război lângă noi, Biserica, prin vocea Părintelui Patriarh, se roagă necontenit ca noi să avem pace și nu știu dacă a fost ascultată vocea noastră, dar prin ajutorul lui Dumnezeu am scăpat de pandemie, ne-a rugat să scăpăm și de război, să nu mai avem alți veterani și văduve de război. Deosebit de emoționate au fost cuplurile care au fost premiate pentru cei 50 de ani de conviețuire împreună cu diploma model de viață. Detalii în minutele următoare. Nunta de aur. Rugăm o binecuvântare de la fețele noastre bisericești pentru aceste cupluri. Avem 8 cupluri aici, de față, pe care au făcut frumoasa vârstă, 50 de ani de căsnicii. Robilor lui Dumnezeu ce sunt sărbătoriți astăzi, tuturor mănăstirenilor, dăruiește-le, Doamne, sănătate, bună sporire întru toate. Apără și păzește pe dânșii și pe toți invitații noștri și toți care vin în mănăstirea Cașe. Pentru mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate! Bună și dansuri grecești la Sarea Grecească, organizată de către Comunitatea Elenă din Onești. Rezervările s-au epuizat în doar câteva zile, iar cei care s-au trezit mai târziu și-au dat seama că nu mai sunt locuri. Este a treia oară când venim aici. Am venit de 28 octombrie, de Crăciun, și acum respectiv pentru această seară grecească foarte minunată până acum. Cum se numește ansamblu pentru cei care încă nu au aflat de el, ca să vă cheme la evenimente? Noi suntem ansamblu Nichi din Piatra Neamț. Suntem un ansamblu de peste 20 de persoane. Avem și un mini ansamblu, ansamblu Nichi Junior, și mai nou și ansamblu celor mici. Cât de mici? Sub 10 ani, 10 ani. Bravo! Da, încă nu am găsit nume. Dar e în lucru? E în lucru și văd că merge foarte bine. Astăzi ați venit, care e cel mai tânăr și care e cel mai înțelept, experimentat, ca să nu zic în vârstă. Am văzut un tânăr așa foarte bun dansator. Da, el este Iorgu, are 13 ani. El este și în ansamblu mic și este și în ansamblu mare. Și suntem mai mulți care suntem experimentați. Care e cea mai mare vârstă? 19. Ah, e ok. Deci da. În concluzie, da. De la cele mai fragede până... Da, de la 13 până la 19 ani. A fost greu azi? Nu. Atmosfera a fost foarte plăcută, ceea ce ne-a ajutat foarte mult să dansăm cu mai multă plăcere. Și ce dansuri ați prezentat? Noi am prezentat niște dansuri de tavernă. 6 dansuri. Hasapo Servico, un dans universal, care se dansează în toată Grecia, în toate tavernele. Zebetico, care este cunoscutul dans al bărbaților, mai nou și al femeilor. Și Zorba. Super cunoscută Zorba. E prima dată când participați la genul acesta de evenimente într-o tavernă, în general? Nu. Lumea vă cheamă? Da, de-a lungul anilor am mai fost chemați și prin Iași și mult în Piatra. Acasă, lumea acasă, da. Ok, un mesaj pentru cei care ne urmăresc, să vină să învețe să danseze grecește, nu? Ce ne ziceam? Dansul grecesc este unul greu, dar foarte frumos, te prinde foarte rapid. Și garantez că o să placă la toată lumea. Este începutul unui proiect. M-am gândit eu așa, mai de anul trecut mi-a venit în minte. O să vreau să fac și o expoziție de fotografii. Fotografii cu greci. Cu greci, da, grecilor care au venit, care au ajuns aici în Onești. Noi anul trecut, adică anul ăsta, împlinim 61 de ani de când suntem în Onești. De mulți când înainte! Mulțumim frumos! La cât mai mulți! Da, asta e.
Și m-am gândit eu că ar fi frumos să facem o expoziție de fotografii. I-am rugat pe grecii mei să-mi aducă fotografiile ca să pot să le scanez și să fac o expoziție foto cu părinților, pentru că noi, eu, de exemplu, sunt născut aici, în România, da? Și ceilalți, și Nico Iliopulos, care este tot aici prezent și el, este tot aici născut, dar părinții noștri sunt născuți, au fost născuți în Grecia și vreau să, o legătură mai strânsă cu rădăcinile? Cu rădăcinile și cu faptul că suntem aici. Ați văzut pe afiș scrie istorie și recunoștință. Corect. Istorie, pentru că suntem de acum istorie, odată cu orașul. Odată cu istoria Oneștiului. Oneștiului, sigur că da. Și recunoștință, v-am spus, întâi trebuie să mulțumim Dumnezeului pentru tot ce avem, pentru faptul că suntem aici. Și încă o dată, repet, părinții mei tot timpul îmi spuneau că atunci când au venit aici, nu numai în Onești, când au ajuns în România, au fost foarte bine primiți. Pentru că așa îmi spunea mama, deci mama așa spunea, și România era săracă, pentru că era după război și era și după secetă, n-aveau nici ei mamă, îmi zicea mama, n-aveau nici ei mamă și totuși ne-au dat și nouă. Ah, ce frumos! Da, foarte frumos! Și nu numai mama, mai am mătuși care tot așa au trăit aici în România, acum sunt în Grecia și de câte ori mă duc în Grecia și vorbesc cu mătușile mele, tot așa îmi spun. Da, am trăit frumos acolo, adică aici în România. Și într-adevăr, n-aveau nici ei mamă, dar ne-au dat și nouă. Foarte important și mesajul puternic, da, așa. Da, și atunci, bine, a fost ideea, titlul ăsta cu istorie și recunoștință este ideea domnului președinte. Eu i-am spus proiectul, ce vreau să fac și cum vreau să fac, și dânsul mi-a spus, așa le intitulăm, istorie și recunoștință. Frumos! Foarte frumos, concis, exact la subiect. Poate vine și dumnealui la următorul eveniment, pentru că, din câte am înțeles, eu în deschidere, este primul eveniment, dar nu ultimul. Da, exact. Am început ca toți greci, întâi începem cu o seară cu dans, cu ceva distracție și după aceea trecem și la lucruri serioase. Urmează și proiectul celălalt despre care v-am spus, urmează expoziția de fotografii. Și o nouă țară grecească cu siguranță. Bineînțeles, adică atunci să nu facem țară grecească. Acum e doar începutul. Și atunci va fi invitat și domnul președinte, sper să aibă timp să vină, pentru că dânsul e foarte ocupat, dar o să facem în așa fel încât să poată să vină, să ajungă pentru câteva ore și dânsul aici. Chiar m-aș bucura și sigur s-ar bucura și dânsul. I-am spus despre proiect, ar fi vrut să-mi trimeată și muzică live, numai că data viitoare să nu mai spuneți nimic. Nu așteptam. Da, sigur. De altfel, organizatorii ne-au promis că vor relua genul acesta de eveniment, având în vedere succesul de care s-a bucurat acesta. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Miercuri 12 iulie, cerul va fi senin. Maxima zilei urcă până la valori de 31 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Joi 13 iulie, cerul va fi senin. Maxima zilei va urca până la valori de 30-31 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Vineri 14 iulie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 28-29 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.